Salutare, oameni buni, sunt Cosmin, bine ați venit pe canalul meu. Suntem în 22 mai 2022 și acest videoclip este a doua parte din seria Bătălia de la Stalingrad din perspectivă românească. Practic vom vorbi despre ce s-a întâmplat la finalul 1942, în iarna lui 1942 la Stalingrad, cum a fost distrusă armata a treia română, cel mai mare dezastru din istoria armatei române. Am făcut acum câteva zile un prim videoclip în care am discutat cum s-a ajuns la Stalingrad, ce s-a întâmplat cu un an înainte, în 1941, când Germania a atacat Uniunea Sovietică. Trupele române au acționat pe frontul de sud, am eliberat Basarabia, nordul Bucovinei, am ocupat Odessa și întreaga Transnistrie. Însă Germania nu a reușit să ocupe Moscova, au înaintat până foarte aproape de Moscova, au cucerit cea mai mare parte a Ucrainei, însă iarna grea, logistica și ordinele aberante a lui Hitler au oprit armata germană în fața Moscovei, trupele siberiene aduse de Stalin i-au dat înapoi și 1942 găsește Germania și pe Hitler în o situație destul de dificilă, trebuie să aleagă, vor începe nou asediu asupra Moscovei sau își vor direcționa forțele spre altă regiune a URSS-ului. Asta este harta din 1942, începutul anului, vedem aici de la nord unde Leningradul se afla sub asediu nazist. Spre sud, iată Moscova, aici este Moscova, deci linia frontului cobora în sud și se oprea cumva în estul Ucrainei, unde chiar astăzi se dau luptele dintre Rusia și Ucraina. Vom vedea că e o legătură cumva între ce a urmărit Germania atunci și ce urmăresc rușii acum, de ce rușii au invadat Ucraina. Unul dintre motivele principale, am vorbit detaliat în alte videoclipuri despre conflictul dintre Rusia și Ucraina, le găsiți pe canal. Bun, cam asta am vorbit detaliat în primul videoclip, practic cum s-a ajuns la Stalingrad, care a fost contextul și problemele pentru armatele germane și armatele române au început la finalul verii 1942, mai exact când începe bătălia Stalingradului propriu-zis, aici este Stalingradul, în 23 august 1942. România avea două armate pe frontul de est, armata 3-a și armata 4-a. Eram a doua forță militară după Germania pe frontul de est. Antonescu cumva spera că dacă România va contribui cu foarte multe trupe, va sprijini pe Germania atât economic cât și militar. Germania ne va restitui jumătate în Transilvania, repetă prin dictatul la Viena. Și asta a fost motivul principal al lui Antonescu și nu numai, mai mulți ofițeri generali români sperau asta, de a lupta contra rușilor și de a merge până, iată, mult mai departe granițele noastre, până la Stalingrad. Noi aveam pe acest front de est mult mai multe trupe decât aveau ceilalți aliați ai Germaniei, maghiarii, ungurii, dușmanii noștri din vest și italienii. Mai exact, noi aveam 26 divizii, 8 divizii avea Italia și 12 divizii Ungaria, deci mult mai multe trupe aveam noi și vom juca un rol important, foarte important la Stalingrad, vom vedea și din păcate vom suferi foarte mult. Așadar, cam acesta este contextul, dacă vreți toate aceste detalii le găsiți în primul videoclip, o să pun linkul lui în descrierea acestui videoclip. La sfârșitul verii 1942, în august, aceasta era situația frontului. Germania se hotărăște să atace în sud, să cucerească câmpurile petroliere din Caucaz, aici este Caucazul, în sud, da, este inclusiv Cecenia și Grozny, iată aici, și să rupă în două Rusia, să ocupe sudul Rusiei, să taie Volga, să ocupe câmpurile petroliere, să aruncă la Marea Caspică. Ar fost o lovitură dezastroasă pentru economia rusă, pentru sovietici și Germania ar fi avut o șansă, cred eu, mică și în contextul unei victorii aici, de a câștiga războiul în Est. De ce zic mică? Resursele Rusiei erau mult și, cum se va vedea și în bătălie, mult, mult mai puternice și mai mari, fiind și ajutați de americani și englezi, decât își imaginau naziștii și nu cred că ar fi rezistat foarte mult în situația asta, chiar în cazul unei victorii germane la Stalingrad, pe frontul de Est, rușii ar fi întors cumva roata într-un final. Dar astea le lăsăm pentru un alt videoclip, să analizăm resursele implicate în bătăliile pe frontul de est. Bun, deci ce se întâmplă? Aceasta este situația frontului, campania merge bine, se ocupă o mare parte din Caucaz, se ajunge la Stalingrad. Problemele încep când încep luptele de stradă în Stalingrad.
Stalingradul este pe Volga, ocuparea lui a fi semnat tăierea râului, fluviului, dar nu mai puteau naviga vasele sovietice, ar fi însemnat ocuparea Caucazului, mult mai ușor ar fi fost cu ocuparea Caucazului de către germani și, repet, un dezastru economic pentru, pentru ruși. În contextul cu Ucraina, scurt de tot, cam tot aici se duc luptele și astăzi, în zona asta de est, ce o vedem aici cu portocaliu, în principal. De ce? Pentru că exact asta spune Rusia. Estul Ucrainei, dacă Ucraina intră în NATO, este foarte aproape de Stalingrad, Volgograd se cheamă astăzi, ne amenință foarte mult sudul, controlul asupra Ceceniei, asupra Caucazului, bogat și astăzi în petrol. Apropo, 85% din resursele de petrol ale URSS-ului de atunci erau în Caucaz, deci era foarte, foarte important Caucazul. Și din acest motiv spune Rusia că nu putem permite ca Ucraina să fie controlată NATO. Ucrainienii, bineînțeles, spun că este dreptul lor să-și aleagă destinul, ceea ce este total adevărat. Nu intru în detalii, e o poveste lungă, am vorbit în alte videoclipuri, voi mai face și alte videoclipuri pe subiect, urmează unul despre situația actuală, ce se întâmplă acum în Ucraina și care sunt perspectivele atât pentru ucraineni cât și pentru ruși. Bun, se ajunge așadar la Stalingrad și armata germană este atrasă în lupte de stradă, ceea ce o a dezavantajat foarte, foarte mult, pentru că armata germană era făcută să fie o armată a războiului fulger, ei metaseră blitzkrieg-ul, da? Tancuri, aviație, spargerea frontului, încercuirea trupelor inamice, ceea ce nu poți să faci într-un oraș. Într-un oraș să se intre cu trupe, cu soldați, vedem aici, care își pierd avantajele față de sovietici, pentru că sovietici au luptat în general hotărât, fanatic chiar, au fost și mulți dezertori, vom vorbi și despre ei, însă pe ansamblu, luptele de stradă i-au dezavantajat masiv pe germani, care aveau mult mai puține trupe decât sovieticii și nu-și puteau permite să le înlocuiască. Așadar, au fost atrași în Stalingrad marea majoritate a trupelor germane, elita lor, armata 6-a, condusă de Paulus, și germanii atunci au avut nevoie să pună pe flancuri, imediat vom vedea, aliați. Mai exact, aici în nord, vedeți armata a 8-a italiană. Asta este frontul, apropo, aici este Stalingradul, da, aici este Stalingradul, intrându-o asta, asta este Volga, da, avem armata 8-a italiană, avem armata 3-a română, care va fi vedeta, să spun așa, primei ofensive rusești, a încercuirii de la Stalingrad, vedeta în sensul negativ, din păcate, armata 6-a care lupta la Stalingrad și în sud armata 4-a română. Deci marginile au fost asigurate de români. Și de italieni, și sunt și trupe maghiare pe acolo, croate într-o mai mică măsură, inclusiv slovace, și asta va da o idee sovieticilor. Cu toată lumea, toate forțele participante știau că românii, italienii și maghiarii nu sunt la fel de bine dotați ca și germanii, era clar, și că erau susceptibili aceste fronturi de a fi sparte de puternice contraatacuri sovietice. Însă, o mare parte a generalilor germani și Hitler în primul rând nu își închipuiau că rușii mai pot aduce trupe proaspete, trupe armate de tancuri care să lovească în marginile frontului. Din acest motiv, toată lumea era concentrată pe asaltul asupra Stalingradului, orașul trebuie să cadă, orașul trebuie să cadă. Și, într-adevăr, nemții au ocupat 90% din suprafața orașului, au pierdut foarte mulți soldați. Ce au făcut sovieticii? Stalin, și nu numai Stalin, Zhukov și alți generali, Vasilevski, generali de elită ruși, a fost că au trimis în oraș doar atâtea trupe cât să reziste nemților în acei 10% porțiunea aceea redusă din oraș care le-a rămas sub control. Nu mai mult, nu mai puțin. Tot ce veneau trupe proaspete noi, îi țineau și formau armate de rezervă. Tancuri noi formau armate de rezervă. Apropo, germanii au trimis tancuri în oraș, o tehnică tâmpită, au fost foarte ușor distruse. Tancurile sunt făcute să nu lupte în oraș, ci pe câmp să spargă frontul, să înainteze în spate. Asta vor face, apropo, rușii. Asta au făcut germanii ani de zile împotriva Franței, împotriva Iugoslaviei, Greciei, Rusiei, apoi la început.
Însă la Stalingrad, datorită faptului că Hitler s-a implicat tot mai mult în conducerea operațiunilor și generalii au fost fie concediați, fie obișnuiți să-i se supună, generalii germani mă refer, s-a ajuns la o paralizie a hotărârilor, s-a ajuns să urmeze aproape religios ordinul lui Hitler, ceea ce a dus la dezastru. Așadar, tancurile germane erau distruse în oraș, trupele cele mai bune germane distruse în oraș, în lupte corp la corp contra sovieticilor. Sovieticii au adoptat acea tactică a îmbrățișării, adică au venit foarte aproape de tranșeele germane, erau tranșeele sovietice, ca să nu poate fi atacați de aviația germană sau de artileria germană, pentru că riscau acestea să lovească proprii soldați. S-a produs o uzură extraordinară, s-au pierdut trupele de elită ale armatei a șasea, au fost fie rănite, omorâte, epuizate, cu scopul de a cuceri acest petec de pământ numit Stalingrad. Era și obsesia lui Hitler, orașul purta numele lui Stalin, era o chestie de prestigiu și Hitler, când e chestie de prestigiu, fiind foarte complexat și plin de probleme, a făcut totul ca să cucerească acest oraș fără să privească flancurile și ce se întâmplă în lateral. Cu toate că românii au atras atenția asupra acestui lucru deseori. Am în față cartea Stalingrad scrisă de Anthony Beaver, o să pun link în descrierea videoclipului dacă vreți să o cumpărați. Cred una dintre cărțile extraordinare pe subiectul Stalingrad. Anthony Beaver este un istoric renumit, nu numai despre Stalingrad a făcut cărți renumite, este specializat pe al doilea război mondial. Și vreau să vă citesc de aici câteva lucruri legate de armatele române și câteva lucruri care nu sunt neapărat extraordinare. O să vedem, pe ansamblu România au luptat cu curaj, însă au fost și probleme. Legate de avertismente. Primele avertismente legătură cu o concentrare pe flancul Donului au sosit la sfârșitul lunii octombrie. Generalul Dumitrescu, comandantul armatei a treia române, acesta este generalul Petre Dumitrescu, susținuse de mult timp că sectorul său nu putea fi apărat decât dacă țineau întregul mal, folosind Donul ca obstacol major antitank. Dumitrescu recomandase cucerirea ceea ce mai rămăsese din malul sudic. Erau bucăți din front care nu din teritoriu până la fluviu Don, care nu erau cucerite încă de... Uitați, de exemplu aici, da? Erau ținute capete de pod, erau ținute de sovietici. Automat, dacă aveai fluviu în față, era mai ușor să aperi, pentru că e mult mai greu să stabilești un cap de pod, să treci tancurile, aveai timp să-ți concentrezi forțele, să-i respingi pe sovietici. Însă, aceștia având capete de pod, puteau să facă mult mai repede atacul, ceea ce se va întâmpla într-o lună de zile. Și cu toate că spune el că generalii germani au acceptat argumentația sa, au spus că toate trupele disponibile urmau să fie reconcentrate asupra Stalingradului, capturarea orașului fiind considerată în continuare iminentă. Asta au tot sperat luni de zile și au măcinat trupele acolo, orbiți de Hitler sau supuși lui Hitler, fără să asculte ceea ce spun românii. Apoi românii au și-au dat seama că sovieticii aduc forțe noi, tancuri noi. Germanii, Hitler spunea, nu se poate, nu există. Rusia este terminată economic, este terminată militar, ultimele rezerve sunt la Stalingrad. Nu era deloc așa. Când au început să-și dea seama de concentrarea enemică, îngrijorarea românilor a început să crească. Fiecare divizie românească avea doar 7 batalioane și era obligată să acopere un front de 20 de kilometri. Marea lor problemă era lipsa unor arme antitank eficiente. Nu avea decât câteva tunuri antitank de 37 mm. 37 mm era o rușine să numești un antitank în 1942. Tunurile antitank serioase erau germane, erau de 88, erau antiaeriene de fapt, dar folosite ca antitank. Și tunuri decente erau cele de 75. Rușile policliseră bătaie la ușă. Deci tunurile de 37 românești erau bazocorite de rușca bătaie la ușă, deoarece proiectilele lor nu puteau să penetreze blindajul tancurilor T-34 rusești. Bateriile de artilerie române se confruntau cu o gravă lipsă de muniție, deoarece se acordase prioritate armatei a șasea. Deci, după cum spuneam, trupele române erau slab dotate și dotarea asta în principal cu armament modern era obligația germanilor să o facă, pentru că România dăduse foarte mult petrol și grâne și nu numai economiei naziste și în schimb trebuiau să primim arme moderne. Am primit, dar foarte puține, am primit doar 6 tunuri antitank de 75 pe divizie.
Aia, la fel, e un ac în carul cuvânt, nu ajunge absolut deloc să poți să oprești tăvălugul care va veni asupra românilor. Tancuri moderne, aveam tancuri Skoda, iarăși la fel, super mega învechite, în anii 30, slabe, nu puteau să facă față tancurilor T-34 sovietice, care erau tancuri foarte bune, apropo. Am primit câteva zeci de tancuri Panzer, dar în nemțești, moderne, dar foarte, foarte puține. Și continuă să spună cum avertizmentele în legătură cu ofensiva sovietică împotriva ieșindului au început să se înmulțească cu rapiditate. Armata 3-a română așteaptă un puternic atac inamic cu tancuri în 8 noiembrie. Singura problemă era că românii se așteptau mereu ca ofensiva să înceapă și atunci când nu s-a întâmplat nimic, s-a tot amânat ofensiva, apropo, rusă. Toate acestea au început să aibă efectul amenințării cu lupul. Vine lupul și uite că nu e lupul. Deci cam asta a fost legat de ce au avertizat românii. Românii au avertizat că nu au armament modern, că au o foarte mare întinsă regiunea frontului de apărat și nu aveau cum să apere acest front uriaș. Au nevoie de tancuri, au nevoie de tunuri anticar, anti-tank. Nu le-au primit sau foarte puțin și s-a mai întâmplat un lucru, s-a dus în atenția comandamentului german și a lui Hitler că Germania nu are armate, divizii de rezervă la modul serios în spatele frontului. Pe un asemenea front atât de mare, este obligatoriu să ai divizii de rezervă, preferabil blindate, rapide sau măcar dacă nu mecanizate, în sensul că atunci când se produce o spărtură în front, iei acele divizii și le trimiți direct să acopere spărtura, să-i oprească pe ruși. S-a mai făcut asta în trecut. Însă, obsesia lui Hitler cu Stalingrad urmează să pice, trebuie să-l ocupăm neapărat, rușii sunt la final, sunt la capătul puterilor, ceea ce erau aberații, dar, repet, erau crezute de mulți generali germani, i-a făcut să fie liniștiți, i-a făcut să aibă rezerve minime. Era doar o divizie 48 care într-adevăr va încerca să ajute pe român, dar a avut puțin succes la început, apoi în fața pur și simplu valului reaș de tancuri sovietice a fost dezintegrată. Acesta a fost contextul în care noi am început, să spun așa, bătălia de la Stalingrad, din punct de vedere românesc, cu avertismentele respective, ignorate de germani, obsedați de cucerirea Stalingradului. Rușii, în schimb, Stalin a dat ordinul clar, niciun om nu se retrage peste Volga. Volga trebuie apărată, Stalingradul până la ultimul om. Au trimis NKVD-ul, ce erau precursorii KGB-ului, care erau trupele de securitate, care au împușcat sumar 13.500 de oameni la Stalingrad. Ruși vorbim aici, da? Adică oricine comenta ceva împotriva partidului, spunea de predare, spunea de pierderea bătăliei, de fetism, direct luat, împușcat, nu discutau cu ei. Și au fost și ofițeri în situația asta, apropo. Deci rușii au fost hotărâți, au fost fanatici, au fost fără milă față de proprii soldați. Rusia tot timpul este și a fost fără de milă față de proprii soldați. Rușii, soldații ruși nu înseamnă nimic. O să facem un video clip despre asta, cum și-a tratat Rusia în istorie soldații. Știu, inclusiv povești de pe front, povestite de oameni care au fost acolo. Rușii au spus sacrificăm oricâți oameni și au sacrificat ca să ținem Stalingradul, acei 10% și ca să pregătim ofensiva împotriva nemților iarna când, împotriva practic românilor și apoi să-i înconjurăm pe nemți iarna când condițiile vor fi de partea noastră. Ca un fapt divers, raportul pierderilor germani contra ruși pe parcursul bătăliei și în general pe parcursul războiului a fost de 5 la 1. Cam 5 germani, cam 5 ruși morți la un german, cam 5 tancuri ruse distruse la un tank german. Însă nu rata producerii tancurilor rusești era de 10 la 1. Deci nu a fost suficient 5 la 1. Nu au putut să-i oprească germanii. Rușii au avut mult mai mulți oameni și mult mai multe tancuri și resurse din diferite motive și au reușit să ducă tăvălugul ăsta și să ne ocupe și pe noi și toată Europa centrală și iată au ajuns în inima Europei de vest. Bun, cam acesta este contextul. Și acum urmează dezastru. În 19 noiembrie, la ora 7:30 dimineața, se schimbă totul pentru că începe contraofensiva sovietică. Trupele care vă spuneam că au fost ascunse în spatele frontului au atacat în nord, au atacat masiv armata a 3-a română.
În nord aici avem Stalingradul, în nord au venit valuri de soldați și tancuri sovietice. Repet, generalii germanii nu se gândeau că Rusia, URSS mai are resurse să aducă atâția soldați și atâtea divizii de infanterie. Ce s-a întâmplat? 3500 de tunuri au tras direct asupra pozițiilor române, asta a fost un baraj de artilerie, apoi au venit infanteria și sprijinită de tancuri și la final au venit valuri de tancuri. Soldații români au rezistat cu curaj, au luptat, au respins primul atac de infanterie, au reușit să distrugă câteva tancuri, artileria română cu toate zguduită de bombardamentul greu s-a ridicat și a ripostat cu curaj, deci au fost respinse primele două valuri, valul infanteriei și valul apoi infanteriei sprijinite de blindate, însă apoi au venit pur și simplu tancurile, armatele de tancuri T-34, au reușit să distrugă soldații români câteva tancuri, dar neavând, repet, suficiente tunuri antitank, neavând tancuri moderne care să lupte cu acestea, frontul a fost zdrobit, a fost pătruns și rușii au început să avanseze în spate. Aici sunt multe de spus. Au fost corpuri de armată română care s-au organizat în spate, au luptat, inclusiv au restat câteva zile unii dintre ele, nu s-au predat, soldații au luptat cu curaj, având în vedere armele ce le-au avut la dispoziție, însă viscolul, temperaturile scăzute, au îngreunat foarte mult ajutorul aviației, inclusiv aviația germană a fost aproape absentă în acele zile, din păcate, de pe cerul Stalingradului și, după cum spuneam, lipsa diviziilor de rezervă germane care să atace, să vină în sprijin românilor. Românii au așteptat, a fost adusă divizia 48 blindate germană, dar mai avea doar și asta, doar câteva tancuri funcționale. Problema germanilor era lipsa combustibilului, nu avea suficient combustibil, resursele irosite în Stalingrad. Multe tancuri erau defecte, n-au fost reparate la timp, soldați lipsă, deci trupele erau epuizate. Rușii, după ce au spart frontul, au avansat spre sud și a doua zi a început un alt atac împotriva armatei a patra române, care a venit din sud și trupele s-au întâlnit la Calaci. Deci ce vedeți aici este cercul de foc care s-a format în jurul Stalingradului. Generalii germani, Paulus, comandant armatei a șasea, Hitler însuși, la început credeau că românii sunt alarmiști. I-au ignorat, i-au trimis ajutoare așa sumare, nu și-au dat seama că frontul armatei a treia se dezintegrează. Apoi a dat ordine absurde că armata a treia să rămână pe loc, spre civilul Hitler. Să nu se retragă pentru a permite armatei a șasea în Stalingrad să se redesfășoare, să... Armata 3-a română, condusă Dumitrescu, a respectat acest ordin. Asta a însemnat că am pierdut mare majoritatea trupelor. Repet, au fost foarte multe cazuri care au, să zic așa, bucăți de divizii care au luptat, de exemplu, Lasker. Generalul Lasker, unul dintre generalii respectați de germani, pentru că a luptat cu curaj, a rezistat 4-5 zile în aceste condiții absurde. Fără speranță, fără muniție. Până la final a fost forțat să se predea pentru că nu dorea să își omoare toți oamenii din subordine inutil și au fost multe alte să zic așa zone în care românii au rezistat și au ținut pe loc forțele sovietice, însă fără ajutorul germanilor nu aveau nicio șansă și pur și simplu Paulus și Hitler au rămas zile întregi blocați în inacțiune, nu au trimis trupele, trebuiau, bineînțeles, ce trebuiau să facă, trebuiau să retragă trupele din Stalingrad, de diviziile blindate în primul rând, se trimite să lovească din lateral, din flancuri, spărtura frontului, da, înaintarea sovietică, la fel în sud, și ar fi avut o șansă, aveau suficiente trupe, aveau resurse, cu toate că erau mult mai puțini oameni decât în mod normal și numai puține tancuri și foarte puțin combustibil, aveau o șansă să oprească dezastru. Însă au ordonat armatea a treia române să se sacrifice. Noi am pierdut aici în jur de 150.000 de oameni la Stalingrad, enorm de mult. Și multe echipamente, tot echipamentul modern, ăla puțin cât l-aveam, a fost părăsit acolo. Armata a treia, repet, mare parte s-a dezintegrat,
anumite bucăți de divizii au rezistat, încet, încet s-au predat. A fost din armata 3-a, a rămas o singură divizie care a reușit, condusă de Gheorghe Răscănescu, a fost o singură trupe care s-au salvat, au fost sub conducerea lui, care a reușit să ajungă în liniile germane, să ajungă în vest. Restul, întreaga armata 3-a, a fost fie rănită, luată prizonieră, fie omorâți, pierduți enorm de mult, pentru că au ascultat ordinele germane și pentru că nu au primit suportul pe care trebuie să-l primească în ciuda tuturor avertismentelor pe care le-au dat. Armata 4-a, din fericire, din sud, a avut o soartă mai bună, dacă putem spune așa, în sensul că ofensiva împotriva ei a început cu o zi mai târziu, deja conducătorii români aveau o idee cam care era scenariu, în 20 noiembrie, la fel, baraj de artilerie, mulțime de soldați, tancuri, la fel, au luptat, au respins până când n-au mai făcut față trupelor respective și armata 4-a a primit și a ordinul de la Hitler, bineînțeles, să rămână pe loc ca să susțină armata 6-a, ceea ce era o aberație, însă nu a ascultat acest ordin. Din fericire, armata 4-a a spus nu. Ne retragem într-o poziție defensivă înspre vest pentru ca să nu rămânem blocați și să suferim aceea soartă cu armata a treia. Și a fost o decizie înțeleaptă. Mare parte în armata a patra s-a salvat. Însă, ce s-a întâmplat la Stalingrad? Această încercuire s-a produs, care o vedeți aici. Armata a șasea, cea mai mare parte în armata a șasea, a rămas, repet, imobilizată. Pur și simplu nu au acționat suficient de rapid și convingător, nu aveau curajul să acționeze împotriva ordinului Hitler și au fost încercuiți. Împreună cu ei au fost și multe bucăți din armata 3-a care au ajuns acolo, au fost și maghiari, au fost și italieni, croați, a fost o amestecătură întreagă de soldați care au fost prinși în Stalingrad, fiind încercuiți de sovietici. Și acum se întâmplă o nouă acțiune, o nouă hotărâre dezastruoasă a lui Hitler, are loc o nouă acțiune dezastruoasă a lui Hitler, care spune, bineînțeles, un ordin repetat la nesfârșit pe perioada războiului, trupele nu se retrag, armata așa să nu se retrage, ci formează fortăreața Stalingrad. O aberație, a condamnat la moarte 200.000 de soldați germani, de elită, și nu numai germani, repet, erau și români și alte naționalități acolo. Echipamente, enorme cantități de echipamente, pentru că nu aveai cum în iarna rusă să lași atâția soldați și să-i aprovizionezi. Vine Göring, nu știu dacă îl știți pe Göring, nu l-am aici, care era comandantul Luftwaffe, comandantul aviației germane, era un păcălici, un lacheu al lui Hitler. Hai să vedem dacă îl găsim pe Göring. Da, dar unde este Hermann Göring? Aici, un păcălici dependent de morfină, apropo, care a jefuit toate țările cucerite de opere de artă, în timp ce el lăsa soldații lui să moară pe front. S-a sinucis la final, ceea ce era soarta pe care o merita. Din păcate nu, era o poză faimoasă cu el. După cum vedeți, un om care îi plăcea să trăiască bine. Era o poză faimoasă cu el în care ieșea cu baronul, cu bastonul de mareșal și pur și simplu cumva spusese că armata 6 este pierdută, deci fără zei piese de soldați. Ce spune Göring? Pe scurt spune că va aproviziona cu aviația armata 6-a de la Stalingrad. Deci în acest intrând, în această încercuire, armata 6-a, 200.000 de oameni, vor fi aprovizionați cu aviația Luftwaffe și vor putea rezista iarna ca apoi să fie un fel de fortăreață și să înceapă nou în primăvara 1943 alte operații care să ducă la victorie. O aberație, au condamnat la moarte acei oameni. Hitler va mai da asemenea ordine pe tot parcursul războiului,
Și adevărul este că Stalin a învățat din greșeli. A făcut Stalin la fel la început, când a invadat Germania, și a dat repede seama că ordinele de a nu te retrage în momentul în care frontul e spart sunt aberante, condamnă la încercuire și la distrugere trupele tale, și Stalin nu va mai repeta asemenea greșeli, pe când Hitler le va repeta obsesiv, pentru că generalii germani nu au reușit să îi se opună. Și asta a dus la un dezastru militar pentru Germania. Nu a fost singurul motiv, dar mă rog. Armata germană nu a fost aprovizionată pe calea aerului, s-au primit doar în jur de 20% din proviziile necesare. În scurt timp, soldații germani au început să moară de foame, de frig, de răniții, bineînțeles, lipsă de medicamente. Au început tot felul de boli, păduchi. Pur și simplu a fost un dezastru, a fost un sfârșit rușinos pentru armata de elită a Germaniei. Ultima încercare germană de a întoarce situația și de a elibera din încercuirea armata 6 a fost făcută de acest general german, de Manstein, am mai vorbit despre el, a fost unul dintre cei mai buni generali germani în al doilea război mondial, dar cum s-a întâmplat de obicei, Hitler nu și-a lăsat generalii și nici pe Manstein să își ducă la capăt planurile. El era cel mai inteligent, cu ghilimele de rigoare, și peste tot s-a amestecat și a dus în general dezastru. Vom vedea și aici ce va face. Manstein a strâns toate diviziile blindate pe care le avea la dispoziție, a concentrat toate forțele și a lovit pe ruși, a pătruns foarte aproape de armata 6-a de Stalingrad și i-a cerut lui Paulus, comandantul armatei 6-a blocate acolo, să spargă încercuirea, să încerce să spargă încercuirea și să lovească spre vest pentru a se întâlni cele două forțe ca să iasă în încercuire să se retragă. Însă Hitler, bineînțeles, i-a interzis lui Paulus să facă asta, i-a ordonat să rămână la Stalingrad, să nu se retragă. Paulus, neavând curajul să meargă împotriva ordinului, și-a condamnat oamenii la moarte. În scurt timp, atacurile puternice sovietice l-au terminat și pe Manstein să retragă, risca să fie și el încercuit și totul s-a încheiat. Orice speranță a fost pierdută. La final s-au predat. Paulus a fost ridicat la gradul de mareșal tocmai pentru că Hitler îi ceruse să se sinucide, bineînțeles, ca să nu fie capturat de ruși. Însă Paulus nu va face asta, se va preda rușilor. Și soldații în 2 februarie s-a întâmplat asta, în 2 februarie 1943 toată armata germană din Stalingrad a ajuns fie moartă, cum vedeți aici, gropi comune, fie dusă în prizonierat în cam așa arătau soldații germani la final din armata 6-a. Cam asta a făcut conducerea lui Hitler. Au fost duși în prizonierat în lagărele de muncă din Siberia. Din ce am studiat, din întreaga armata 6-a, soldații germani care au supraviețuit, s-au predat, care s-au întors în Germania, au fost în jur de sub 10% din întreaga forță germană, care au reușit să se întoarcă peste mulți ani după 1955, dacă nu mă înșel, s-au întors în Germania din prizonierat. Mă refer dintre cei care au plecat în prizonierat, au luat calea Siberiei. Majoritatea au fost anihilați în lagările sovietice, pur să muncească în condiții infernale, și românii au pățit asta, foarte, foarte mulți români au fost luați prizonieri. A fost un dezastru și bătălia a dat o speranță uriașă sovieticilor, a produs pierderi uriașe germane, a arătat întregii lumi că Germania nu este invulnerabilă. Până atunci, germanii câștigaseră foarte, foarte multe bătălii împotriva Franței, Iugoslaviei, Norvegia, Polonia, Rusia la început, toți credeau gata, nu e nicio șansă să-i oprim. Iată că Rusia i-a oprit. Sunt foarte multe motive pentru asta. O parte v-am spus, o parte ne vom discuta în videoclipurile următoare, însă a fost un dezastru de imagine, un dezastru din punct de vedere al pierderilor, nu și-a mai revenit niciodată Germania, va duce de acum încolo un război defensiv pe frontul de est. Noi, ce să mai spun, în 1943, după Stalingrad, avem poziții defensive, într-un an jumătate trupele ruse vor ajunge pe teritoriul românesc, vor ajunge în Basarabia, Bucovina, le vor ocupa și apoi vor înainta până la Iași, vor ocupa Iașul și urmează în 23 august 1944, iată, la doar 2 ani de la începerea bătăliei Stalingradului, peste doar 2 ani, România
fiind ocupată, să zic așa, estul României fiind ocupat de ruși, România hotărăște să întoarcă armele și să devină aliată a Rusiei. Cam atât pentru astăzi. Sper că ați învățat ceva, sper că a fost util acest videoclip. Dacă v-a plăcut sau ați rămas cu ceva util, v-aș ruga să vă abonați la acest canal. Urmează să ne vedem în videoclipuri următoare. Până atunci, numai bine!